resurse pentru dezvoltare, bugetul 2020, programuri și fonduri. Concepția dezvoltării sistemului ocrotirii sănătății pentru anii 2020-2026, discutată în teritoriu. Iar marocul minunilor ne invită la sfârșitul săptămânii curente în cetatea Bender. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Evenimentul principal al zilei de mâine, Marea Conferință de Presă a Prezidentului Republicii Moldovenești-Nistrene. Reprezentanții mijloacelor de informare în masă vor adresa 10 de întrebări. Vadim Krasnoselski va da răspuns la toate. Zeci de întrebări și aproape 3 ore de comunicare. Deja mâine prezidentul Vadim Krasnoselski va face bilanțurile anului ce trece. Va avea loc conferința mare de presă. Discuția cu jurnaliștii în formatul dat e tradițională. Temele de la economie până la infrastructură. În bugetul anului 2018, pentru prima dată, va fi suma cu destinație specială, 150 de milioane de ruble nistrene, care va fi orientată la reparația obiectelor bugetare. Acestea sunt instituțiile școlare și preșcolare, inclusiv cele medicale. Au fost înaintate deja 130 de cereri și toate vor fi incluse în program. Astfel, șeful statului a anunțat programul investițiilor capitale. În listă pentru anul 2018 au intrat 174 de obiecte. Iar aici, la conferință, pentru prima dată au vorbit despre locul de trai accesibil, amenajare și turism. Trebuie construită infrastructura turismului, trebuie să creăm logistica, să facem locuri accesibile pentru oameni și, desigur, să creăm programul activităților corespunzătoare la obiectul dat. Și iată, în Republica Moldovenească Nistreană vin turiști, ei sunt tot mai mulți. Rusia, Israel, Germania, China. Centrul de atracție e cetatea Benderului. 25 de festivaluri, un adevărat record. Despre ce va vorbi de data aceasta prezidentul? La ce întrebări va răspunde? Vom afla mâine. Versiunea deplină a conferinței de presă cu șeful statului, vizionați-o mâine, la 20 decembrie, în dată după știrile CAB. Astăzi, prezidentul Republicii s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor obștești. La dialog au fost invitați membrii Guvernului, Legislativului Suprem, ai unor ministere. Au fost onorizate întrebări vizând viața Republicii noastre, politice, sociale, cum trăiește astăzi țara, cum va păși în noul an. La discuții au participat reprezentanții ai mai bine de 20 de organizații necomerciale, mișcări, fonduri de binefacere. Nu doar au adresat întrebări, dar au cerut și susținere la soluționarea anumitor probleme. Au venit cu inițiativele sale. Ecologie, sfera locativă, păstrarea patrimoniului istoric, susținerea categoriilor social neprotejate, fixarea tineretului aici, la Baștină. Au făcut schimb de opinii referitor la deschiderea la Râbnița a unui centru instructiv sportiv. Au întrebat despre irigarea plantațiilor verzi în orașe. Au propus de a organiza în primul trimestru al anului viitor un forum educativ, similar celui medical, participanții căruia ar discuta perspectivele dezvoltării domeniului. Au vorbit și despre crearea unei case a naționalităților care ar uni sub un acoperiș reprezentanții diferitor popoare care trăiesc în pace și prietenie pe parcursul anilor. La noi s-a creat poporul multinațional nistrean. Noi respectăm toate naționalitățile și toate confesiunile religioase. Pe teritoriul Nistreniei există 32 de școli cu studiere în limba moldovenească și aproximativ tot atâtea grădinițe. În afară de aceasta, există în jurul la 50 de instituții de învățământ suplimentar, la fel în limba moldovenească. Anume, în Nistrenia se păstrează limba moldovenească adevărată și poporul moldovenesc. Un dialog deschis, constructiv, cu întrebări actuale și răspunsuri din primă sursă. Asemenea, întâlniri au devenit tradiționale. Anume, o așa formă de interacțiune a organelor de stat cu societatea publică face lucrul mai rezultativ. Documentul financiar de bază. În bugetul anului 2020 sunt 12 programuri de stat și 8 fonduri cu destinație specială. Surse materiale pentru dezvoltare sunt ocrotirea sănătății, drumurile, susținerea tineretului,
În bugetul anului 2020 sunt circa 20 de direcții cu destinație specială. Sunt niște cheltuieli pentru dezvoltare, în jurul la 300 de milioane de ruble numai din fondul investițiilor capitale. El a început a funcționa 2 ani în urmă, va continua și în anul 2020. Fondul investițiilor capitale constă din 3 direcții de bază. Sunt alocații în infrastructură, 240 de milioane de ruble. E vorba de procurarea echipamentului medical, program cu 51 de milioane. Și fondul poruncilor alegătorilor, care constă din 8 milioane 600 de mii. O direcție aparte o formează reconstrucția infrastructurii gospodăriei comunale. În jurul la 20 de milioane vor fi orientate la reparația cazangeriilor de gaz. Vor instala pe ductul prin sate. Reparația capitală va fi continuată și prin școli, grădinițe de copii, spitaluri. Vor nimeri în programul de reparație și obiectele culturale, sportive și de apărare. O direcție aparte, reconstrucția comunicațiilor comunale. Vor repara cazangeriile de gaz, rețelele termice, vor instala apeduct prin sate. Este un nou fond pentru susținerea tineretului. Vor acorda ajutor la procurarea locuințelor. Vor fi alocate subvenții bugetare într-o sumă de 15 milioane de ruble. Este prevăzută o sumă nu mare, dar presupunem că la început programul dat va permite a procura 200 de locuințe pentru tinerii specialiști, pentru a-i reține în teritoriu și a se încadra în muncă în Republica Moldovenească-Nistreană. Vor fi ajutați și copiii orfani la rezolvarea problemei locative. Aici e o sumă ca și în anul 2019, mai bine de 8 milioane. E vorba de aproximativ 70 de locuințe. Noi cheltuieli vor apărea și în fondul rutier. Sursele materiale vor fi folosite la reparația curților, grădinițelor de copii, școlilor, plus și zonele de pietoni și trotuarele. Vor susține în anul 2020 și antreprenorii, complexul agroindustrial, obiectele patrimoniului cultural, surse materiale pentru dezvoltare sunt. Specialiștii continuă să facă cunoștință cu concepția dezvoltării medicinii. Documentul a fost elaborat de către Ministerul Ocrotirii Sănătății. La inițiativa prezidentului, proiectul acum e studiat prin orașe și sate. În ajun, întâlnirea a avut loc în Slobozia. Momentele principale ale concepției țin de rezolvarea problemei cadrelor. Cu regret, în raionul Slobozia, 60% din personalul medical au o vârstă pensionară sau antepensionară. Sperăm că, datorită concepției date, va fi rezolvată problema cadrelor. În concepția dezvoltării sistemului ocrotirii sănătății va intra un șir de programe. Una din ele, îmbunătățirea condițiilor din spitaluri și policlinici. În anul curent a fost făcut deja un pas serios. În raionul Slobozia, conform programului Fondului Investițiilor Capitale, au reparat 4 obiecte ale sistemului ocrotirii sănătății. Lucrările vor continua și în anul 2020. În același timp, specialiștii vor continua studierea proiectului concepției. Vor adăuga idei și propuneri. Gazificarea caselor apărătorilor Republicii Moldovenești-Nistrene continuă. Problema au abordat-o în septembrie, la întrevederea cu președintele Guvernului. Până la sfârșitul anului, gaz va fi instalat în casele a 8 apărători ai Republicii. În plan sunt încă 25. Raionul Grigoriopol, satul Hlinaia. Arcadie Chioric se ocupă de gospodărie. Mai înainte tăia lemne, acum totul e altfel. Nu de mult în casă i-au instalat gaz și au dispărut îndată multe probleme. Acest lucru mă ocupa întreaga iarnă. Trebuia de tăiat multe lemne. Este un lucru greu. Acum ele s-au scumpit. În Hlinaia, Arcadia e din 1989. În 1992 s-a ridicat la apărarea Nistreniei. Împreună cu tovarășii de luptă, a apărat pozițiile din direcția Coșnița. Să spun că mi-a fost strașnic. Mai mult îmi era frică pentru apropiați, pentru copii, soție. Nu prea aveam timp să mă gândesc la mine. Îmi făceam griji pentru ai casei. Apoi au venit zilele de pace și unele probleme cotidiene. Principala din ele, lipsa încălzirii. La început, Arcadie se isprăvea, dar anii trec și este tot mai complicat a munci cu toporul. Decizia guvernului și iată, în schimbul cuptorului, a venit cazanul de gaz. În total, până la sfârșitul anului, gaz va apărea în casele a 8 apărători ai Republicii. Este însărcinarea dată de premier. Lucrările trebuie sfârșite până la începerea frigurilor. La rând, după căldură, sunt încă 25 de persoane.
La Tiraspol va activa centrul sportiv de reabilitare pentru invalizi. Deschiderea lui se planifică în 2020. Conform proiectului, el va fi format din câteva săli sportive și cabinete de reabilitare. Sovietul Suprem a susținut inițiativa prezidentului de a forma un colectiv de specialiști care va activa aici. Предусмотрено 60 штатных единиц всего. Sunt prevăzute 60 de unități de cadre, printre care antrenori, lucrători medicali și bibliotecari, persoane care se vor ocupa concret nu numai de întrebările care țin de educația fizică și sport, dar de reabilitare și ajutorul acordat oamenilor cu posibilități limitate. Vor activa specialiști nu numai la Tiraspol, dar în toate orașele și raioanele țării. În Nistrenia trăiesc circa 2000 de parasportivi, mulți din care sunt câștigători ai competițiilor internaționale. Centrul nou poate atrage mai multe persoane pentru a se ocupa cu sportul și educația fizică. Proiecte ale complexelor locative, zone verzi, havuzuri. În Dubăsari a fost vernisată expoziția cu genericul Arhitectura ieri, astăzi, mâine. Complexe locative, zone verzi, parcuri și havuzuri în proiect. O asemenea expoziție a fost vernisată în Dubăsari pentru prima oară timp de mulți ani. O bună parte din ele sunt deja realizate în Nistrenia, Rusia și Ucraina. Obiectele deja înfrumusețează străzile și scoarurile Tiraspolului, Benderului, Dubăsarilor. Autori sunt arhitecții Nistreniei. Iar pentru a crea ceva interesant și deosebit, trebuie să cunoști în detalii profesia, spun specialiștii. Profesia noastră este complicată și interesantă totodată. O iubim și consacrăm mult timp. Doar așa poți obține rezultate pozitive. În afară de aceasta, datorită ei, le creăm bucurie oamenilor pentru mulți ani înainte. E foarte plăcut să vezi proiectele obiectelor deja construite. E plăcut dublu, căci ele au fost create de arhitecții nistreni. În componența Uniunii Arhitecților intră 35 de membri. Sunt cei care, pe lângă profesia de bază, trebuie să cunoască desenul linear, istoria, matematica, dar în Republică activează un număr mult mai mare de specialiști. Sarcina Uniunii e de a uni reprezentanții profesiei date. În ultimul timp, în Republică se construiește mult. Avem despre ce discuta, asupra ce munci. La rândul său, ei își vor transmite și experiența de muncă tinerei generații. În continuare, expoziția va fi vernisată în orașul Bender. În timp ce la Râbnița construiesc havuzul, elevii se gândesc la detalii. E vorba de o stație hidroelectrică pentru iluminarea complexului. Autor, eleva clasei a 8-a, Anastasia Plotean. Principiul lucrului invenției este asemeni bradului de Revelion. Forța apei și pomul luminează. Când apa nimerește în turbină, ea începe a se roti. După aceea, electrogeneratorul produce energie care se transmite la brad. Ea poate fi folosită la iluminarea havuzului, va fi cu mult mai econom. Printre inovații, gunoiște automatizate, termometrul electronic și mini-semaforul. Iar în satul Vărâncău, în general, au repetat experiența lui Tesla, transmiterea energiei prin spațiu. Au iluminat becul la distanță, fără rețele. Numai becul luminescent ne convine. Am făcut experiență la distanță mică, căci dacă le îndepărtăm, atunci se defectează telefoanele mobile și laptopurile. Energia va fi consumată și de alte dispozitive. Toate materialele folosite nu sunt costisitoare. Concursul Tehnointelect are loc în Republică pentru a patra oară. Cercetările științifice devin tot mai populare. Scopul proiectului este de a găsi copii creativ dotați pentru a-i ajuta să-și găsească locul lor în viață. Lumea modernă necesită o dezvoltare cu profil ingineresc. Care invenție va deveni mai interesantă și avantajoasă, se va afla la 4 ianuarie. Învingătorii vor fi premiați în Biblioteca Centrală din Tiraspol. În ajunul Revelionului, la Bender, timp de 2 zile, va fi desfășurat Iarmarocul Minunilor. Activitățile startează sâmbătă pe Piața Eliberării la ora 14:00, iar duminică sărbătoarea va continua în Parcul Alexandru Nevski. În parc este instalată deja iluminarea. Va fi și un brad viu. Duminică, aici Moș Crăciun și Alba Cazăpada vor aprinde luminițele pe pomul Veșnic Verde.
Погода позволяет. Timpul ne permite. Noi invităm locuitorii orașului Bender și oaspeții în parc la ora 16:00. Aici va fi desfășurat un program distractiv. Jocuri, distracții, hora în jurul bradului. Participanții se vor putea încălzi cu ceai fierbinte și glintvein. Cu dansuri și cântece vor evolua colectivele de estradă Rondo, Sierra, Ovația. Reamintim, festivalul ia start cu o zi mai înainte, sâmbătă pe piața Eliberării. Aici va activa iarmarocul minunilor de anul nou. Sărbătoarea o va deschide cursa cicliștilor formată de Moș Crăciun. În coloana sportivă, printre magii de iarnă, puteți fi și dumneavoastră. Invităm toți doritorii, pe cei care au barbă, căciulă și costumul lui Moș Crăciun. Veniți cu bicicleta lângă cinematograf și participați la cursă. Startul va fi dat de la cinematograful Gorki la ora 14:00. Finishul va semnifica trecerea în noul an 2020. Vor activa multiple locații unde se vor produce minuni adevărate. Nu uitați să luați la intrare biletul pentru loteria fără de pierderi. Seara, eroii principali ai sărbătorii Moș Crăciun și Alba Căzăpada vor aprinde luminițele fermecate pe pomul de Revelion. Acesta a fost tabloul informativ al zilei de astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente în ediția de seară a știrilor CEB la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!